Biografia marelui poet Mihai Eminescu. Mihai Eminescu s-a născut la Botoșani în 15 ianuarie 1850. Tatăl, Gheorghe Eminovici, s-a născut la 10 februarie 1812 în Călinești și a decedat la 8 ianuarie 1884 la Ipotești. Mama, Raluca Iurașcu, s-a născut în anul 1816 și a decedat în 1876 la Ipotești la 13 august. Cei doi s-au căsătorit la 26 iunie 1840. Din această frumoasă căsnicie au urmat 11 copii, dintre care 3 fete și 8 băieți, unde Mihai Eminescu a fost al 7-lea. Primul copil, Șerban Eminovici, născut în 1841, a studiat medicina, decedat în 1874, cauza fiind tuberculoza pulmonară. Al doilea copil, Nicolae Eminovici, născut în anul 1843, a studiat dreptul o perioadă îndelungată. A fost bolnav. Imediat după moartea tatălui, băiatul s-a sinucis, împușcându-se la Ipotești. Al treilea copil, Iorgu Eminovici, născut în 1844, a urmat cariera militară ajungând în companie de infanterie militară în Germania. A decedat în anul 1873 după o căzătură de pe cal în Brandenburg, stând 2 ani în pat. În 1845 se naște Ruxandra, prima fată, murind de mică. Al cincilea copil, Ilie, născut în 1846, a studiat medicina. S-a îmbolnăvit de la pacienți de tifos, o boală cauzată de bacterii, astfel murind în 1850. Al șaselea copil, Maria Eminovici, născută în 1848 și a decedat în 1855. Al șaptelea copil, Mihai Eminovici, poet național, s-a născut în 1850. Al optelea copil, Aglaia Eminovici, născută în 1852, căsătorită cu un profesor, moare în 1900. Al nouălea copil, Harieta Eminovici, născută în anul 1854, a fost o loagă, paralizat de picioare, având grijă de el Mihai Eminescu, murind în 1890 de pneumonie. Al zecelea, Matei Eminovici. Născut în anul 1856, a fost ofițer capitan, murind în 1929. Ultimul este Vasile Eminovici, care a murit la o vârstă mică, de 1 an și 6 luni. Iată atât de bogat a fost Mihai Eminescu, având o familie numeroasă. Mihai Eminescu și-a petrecut copilăria la Botoșani iarna, unde familia avea câteva imobile cumpărate, și la Ipotești vara, unde aveau moșii și terenuri agricole. În anii 1858 și 1866 a urmat școala de la Cernăuți. A finisat clasa a patra, clasificat al cincelea din 82 de elevi, apoi a finisat 2 clase de gimnaziu, părăsind școala în 1863. În 1865 a revenit ca privatist și în 1866 a plecat. În acest timp a muncit în diverse instituții din Botoșani, de exemplu, la tribunal, în primărie. În anul 1866 a fost primele manifestări literare. În ianuarie a murit profesorul lui de limbă română, Aron Pumnul. Elevii atunci au scos o broșură, Lăcrimioarele învățăceilor gimnaziști, unde a apărut și poezia La mormântul lui Aron Pumnul. Mai târziu se înființează revista Familia, din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia Da-ș avea. Ion Vulcan l-a convins să-și schimbe numele în Eminescu și mai apoi adoptat de alți membri ai familiei. În același an a apărut 5 poezii în revista Familia. Din 1866 până în 1869 a intenționat să-și continue studiile, însă nu s-a reușit. A ajuns ca suflor și copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiale, apoi la Teatrul Național, unde a făcut cunoștință cu Ion Luca Caragiale. A continuat să publice în revista Familia. A scris poezii, drame, a făcut traduceri din germană. Între 1869 și 1872 este student la Viena. A urmat ca auditor extraordinar Facultatea de Filozofie și Drept.
Aici s-a împrietenit cu Ioan Slavici. Acolo, la Viena, a cunoscut-o și pe Veronica Miclea. A început colaborarea la Convorbiri Literare. Debutează ca publicist în ziarul Albina din Pesta. Între 1872 și 1874 este student în Berlin. Junimea i-a acordat bursă să-și ia doctoratul în filosofie, dar nu s-a prezentat la examene. A trăit la Iași între 1874 și 1877. A fost director la Biblioteca Centrală. A activat ca profesor, revizor în școala din Vaslui și Iași, redactor la ziarul Curierul de Iași. Devine prieten cu Ion Creangă. Avea necazuri în familie, situația financiară era neclară. În 1877 s-a mutat la București. S-a îmbolnăvit grav. A fost internat la Spitalul Șuțu, apoi la Institut pe lângă Viena. În decembrie a apărut volumul poeziei, singurul volum tipărit în timpul vieții lui. În anii 1883 și 1889, Eminescu scrie foarte și foarte puțin. Eminescu se stinge din viață în 1889 la 15 iunie, ora 3, în Spitalul Șuțu. A fost înmormântat la București, în cimitirul Belu. George Călinescu a scris emoționante cuvinte despre moartea poetului. Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet, pe care l-a iubit și îl va iubi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albe și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va vesteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin, de tăria parfumurilor sale.